Bună seara! Suntem aici din nou cu domnul Bogdan German. În urma solicitărilor, în urma primelor două emisiuni despre psihologia investitorilor, am primit două reacții, am primit de fapt mai multe reacții, dar pe două subiecte, Forex și monede virtuale. A trebuit să-l aducem din nou. Astea sunt subiectele cerute de telespectatori și mulțumim pentru că a acceptat să vină să mai clari, să ne mai dea unele sfaturi sau să ne mai spună unele păreri despre aceste două subiecte. Bună seara, mulțumesc de invitație. Haideți să vedem cu ce începem în seara asta. Păi, hai să continuăm cu Forex. Ok, Forex, într-adevăr, acum este nebunia cu criptomonedele, dar dacă vă amintiți, înainte de a fi criptomonede, exista piața Forex, toată lumea, oricând te suna un broker, erau și din alte țări, pe mine m-a sunat toată ceva din Anglia, domnule, avem sediu la Londra, nu vrei să profiți acum de faptul că este foarte clar că dolarul va cădea și euro, nu știu ce. Domnule, eu nu știu, nu, las că înțelegem noi, nicio problemă. Vino, îți explicăm, îți asta, numai dă-ne 5.000 de dolari că ne jucăm noi cu ei. Lucrul s-a întâmplat în mod real, nu știu, acum cred că vreo 12 ani sau așa. Deci sunau efectiv, nu știu de unde aveau numere de telefon, dar erau companii de brokeraj de toată lumea, din Cehia, din Londra, din... Bun, ce ar trebui să știe cineva înainte de a... Ok, aude, a, Forex. Ce ar trebui să știe înainte de a se apuca să investească pe Forex? Bun, brokerii, chiar și cei care activează în afara României, au deschis mai nou birouri la noi sau au personal vorbitor nativ de fiecare limbă și care evident se adresează fiecare țări în parte, au aceste lead-uri provenite din diverse companii, din bănci, în general a persoanelor care consideră că au niște bani de investit, care aveau un capital cât de cât decent de investit și sunt puși să sune până reușesc să convertească lead-ul într-un client real. Evident că pe piața românească mai mult activează firmele noastre, firme care odată ce s-au reglementat acum câțiva ani activează cu încredere și sună zilnic, adică dacă practic fiecare agent de vânzări are un target de 200 de clienți pe zi, un target real de 200 de clienți pe zi și avem la ora actuală undeva peste 20 de broker reglementați în piața românească. Fiecare la rândul lui cu un boiling room de vreo 100 de oameni aproape, înseamnă că acoperim cât de cât cam toți oamenii cu bani din piață. Și evident că, așa cum ai spus, la un moment dat a sunat un broker. Acest broker, dacă nu reușește în 3-4 telefoane să te transforme în client, automat este luat lead-ul și alocat altcuiva care reia munca de lămurire. Am înțeles. Întrebarea este următoarea. Rămâne valabil sfatul, apropo de psihologia, pentru că el nu m-a întrebat ai casă, ai mașină, ce situație ai. El tot trecea dacă ai 5.000 de dolari, că e minimum ca să investești cu noi, pentru că uite ce sfaturi bune avem să-ți oferim. Rămâne valabil sfatul pe care ni l-ai dat emisiunile viitoare. În primul rând, casa e casă, nu ți-o vinzi, mașina e mașină, contul cât de cât ca să te miști de lichidități și dacă ai în plus niște bani îi investești, nu îți primejduiești existența, nu e un anumit buget pentru investiții care nu îți afectează viața da, de zi cu zi. Din fericire, asta e gândirea unui om normal. Adică, înainte de toate, nu te joci cu banii pe care îi ai ca și economii. Te sau pe care cu... nu i-ai, că i-ai împrumutat. Pe care nu i-ai deloc, da, sunt împrumutați, te joci cu banii pe care i-ai ca și surplus, să zicem, dacă putem vorbi de un surplus în ziua de astăzi, pentru că automat îți asumi un risc. Din păcate, tot mai mulți își asumă riscul ăsta, pentru că dobânzile, nu numai ale noastre, globale, sunt din ce în ce mai mici. Practic, mai mult de 3-4% pe an nu poți să obții nicio economie. Un 8, poate la 100 din chirii, să zicem. Da, nu, vorbesc bancar. Da, nu, să spunem, bancar. Ok. Da. Și chiriile sunt o altă discuție. Practic nu ai certitudinea că azi ai un chiriaș și peste jumătate de an vei obține de la același chiriaș sau ai avea un altul în caz că el pleacă
Adică nu ai o constanță. Bun, nu ai o să permanență. Spunem, București e un oraș fluid, Bucureștiul, garsonierele lângă metrou se închiriază, dar tot la un 8% ajunge. Adică nu, da, nu, treci, de pragul de nu treci de pragul de 10%, asta e clar. Nu, e, din cauza asta, să zicem că din ce în ce mai mulți cochetează cu ideea de a obține un profit mai mare la niște economii pe care le-au strâns cu greu. Și atunci variantele sunt limitate. Practic, dintre toate variantele cunoscute deja, cel mai mult câștigă teren Forex-ul. Forex-ul care, încă o dată, pentru cine nu știe, înseamnă tranzacționarea de monedă, cumpărare, vânzare în raport cu o altă monedă, altei țări, speculând astfel și obținând un profit. Bun. Ce trebuie să știi înainte de intri în așa ceva? Da, ca și necesar, înainte de... Practic, sunt câțiva pași. Odată ce ai luat decizia și te arunci în piața asta Forex, ai nevoie de bani, evident. Aici, da, fiecare își gândește... Da, fiecare își gândește investiția. Ai nevoie de informație. Informația nu mai e o problemă. Informația o poți obține atât de la un broker, dacă deja ești în business-ul ăsta la îndemnul unui broker sau la... hai să zic, telefoanele și insistențele unui agent și îți oferă ei informația, nu neapărat de care ai nevoie, dar informația pe care ar trebui să o știi din punctul lor de vedere. În afară de asta, ai nevoie de platforma de tranzacționare, pentru că nu mai poți să-ți lași banii pe mâna cuiva și nici nu mai e legal să-ți deschide cineva niște poziții în piață, trebuie să o faci singur. Ca atare, ai nevoie de platforma de tranzacționare, care e platformă online. În cazul în care ai un job full-time, de exemplu, nu poți să-ți instalezi la serviciu o platformă tranzacțională sau să pierzi ore în șir. Atunci o accesezi din când în când și o platformă online sau o platformă pe care o instalezi pe calculator sau pe telefon sau pe tabletă sau pe cealalt mediu ți-e la îndemână și unde îți accesezi singur, îți deschizi pozițiile, îți gestionezi practic fondurile. Și brokerul îți dă din când în când un sfat sau cum? Te sună la 3 dimineața, domnule, vezi, vinde imediat sau... Da, din păcate, brokerii noștri recurg la astfel de metode, numai brokerii din România, de a-ți da sfaturi. Ok, sfaturi îți dau toți brokerii, unii te ajută, alții, hai să zic mai puțin, dar la noi îți forțează puțin mâna. Adică sfatul lor pare atât de imperativ la urma urmei că te gândești că fie știe exact, are o certitudine în informația pe care ți-o dă, fie oricum îți creează o urgență, o stare de urgență, o gravitate din tonul și ești împins să-l asculți. E ca orice mesaj, până la urmă, oricine și în publicitate există acea încheiere a mesajului cu așa numitul call to action. Chiar și la o pereche de pantofi. Uite ce comoz, uite ce frumos. Cumpără-i acum. Reducere acum. Mișcă-te, fă ceva. Deci dacă e vorba și la un produs de $10, sigur că e vorba și la și când e vorba de un portofoliu de investiții. Însă ce trebuie să știe cineva? Apropo de psihologia investitorului, mergi pe încredere, adică ai avut de la început un anumit sentiment, ai încredere în acel broker, pentru că nu ai cum să magazinezi atâta informație, sau indiferent câtă încredere ai, citești, compari, cum ar putea cineva să îmbine acea dorință, acea cu ghilimele lăcomie, apropo de întrebare de emisiune trecute, dacă lăcomia e bună, acea lăcomie cu un sistem totuși cât de cât critic, analitic, logic, ca să nu arunce banii pe fereastră. Da, România e un sistem cu multe lacune în ceea ce privește, hai să zic, informația în financiară și atunci e un teren bun pentru Forex, pentru că practic până acum n-am avut acces și nu ne-a interesat deloc domeniul ăsta. Dintr-o dată toată lumea e interesată sau majoritatea în a câștiga bani rapid. De fapt, e interesat în a câștiga bani rapid, nu e interesat în Forex. Da, în a câștiga bani rapid. E practic... Viitoarea emisiune de criptomonede. Da, practic câștiguie. De aici apare și problema că, hai să zic că astăzi am intrat în lumea asta, încasez un profit 2, 3, 4, de fiecare dată deschis șampania de bucurie că am marcat acest profit, se întâmplă să-i pierd la un moment dat și abia atunci
încep să văd, stai puțin, brokerul ăsta cu care lucrez eu e reglementat, încep să citesc forumuri, încep să văd că de fapt nu era chiar atât de bine ce am făcut. Dar împins de hai să zic, lăcomie, te arunci cu capul înainte și chiar dacă nu ți-ai făcut, hai să zic, temele și nu știi exact cu ce se mănâncă treaba asta, o faci. Dar există acum și la noi un acces la informații date de internet. În sensul că, ok, înainte, poate acum nu știu câți ani, existau câteva bănci și te duceai la consultantul băncii să cerșești o informație. În ziua de astăzi există acel social trading despre care spuneai înainte, în care poți să vezi ce fac unii oameni. Poți să consulți probabil părerile celor mai mari analiști ai băncilor. Probabil că sunt disponibile, nu m-am uitat, dar mari analiști ai băncilor știu că publică din când în când articole, analizele lor. Deci nu mai e vorba de acel monopol al informației. Că mă duc la, nu știu ce, bancă să-mi spună consultantul să-mi arunce trei fărmituri. Da, accesul la informații, mai ales la analize fundamentale, îl obții practic de la fiecare broker în parte, chiar dacă în realitate colaborezi cu unul singur, dar să zicem că la un moment dat ai cochetat cu ideea asta și ți-ai deschis un cont demo la un alt broker sau te-ai înscris la un altul, dar n-ai deschis niciun fel de cont. E, automat când ești în baza lor de date și ești un lead al lor, ei îți trimit analiza zilnică. Pe monede, pe acțiuni, pe depinde de care a fost interesul, da, depinde de care a fost interesul tău. Acum, în mare parte au un numitor comun, pentru că e o analiză făcută corect, dar e o analiză făcută după niște șabloane anterioare. Și atunci, automat, ar fi un trend, dar nu e neapărat o certitudine. Pentru cine are cât de cât experiență, informația asta e foarte folositoare, dar într-un final decizia aia aparține. Adică nu înseamnă că dacă am primit 10 rapoarte că astăzi trebuie să vând euro în raport cu dolarul, trebuie să și fac treaba asta. Nu, dar există ceea ce spuneam și în emisiunile trecute, validarea, auditarea externă a unui social trader. Probabil și există și validarea unui analist. Mă, analistul ăsta din 10 predicții, 7 sunt bune. Ceea ce e foarte bine. Pe când analistul celălalt, 3 predicții sunt bune din 10. Da, foarte adevărat. E foarte important, dar asta este pentru cei care vor să fie un câștig pasiv și nu se aruncă cu capul înainte și nu tranzacționează ei pentru sumele lor. Deci atunci, într-adevăr, îți anexezi contul unui trader și accepți rezultatele. Da, în cazul unui trader, în cazul unui analist, presupun că este oarecum la fel pentru tendința fundamentală, adică în principiu el îți spune, în următoarele 3 luni dolarul va crește, sau în următoarele 3 luni dolarul va scădea. Ok, bun. Mare, dacă predicțiile lui anterioare au fost în majoritatea lor bune, ai o încurajare. Bă, a zis ăsta care în general știe, dolarul va scădea în următoarele 3 luni. Hai să acționez în consecință. Problema apare că dacă per total ești un om calculat și te informezi înainte, te informezi de 10 ori înainte de a deschide un ordin, șansele să pierzi sunt destul de mici. Nu vorbim aici de o pierdere pe termen scurt. Problema apare când câștigi în câteva rânduri și la un moment dat îți pierzi toată investiția dintr-o singură greșeală. Da, apare acel bias de invincibilitate, acea logică în gândire, acea deficiență de logică în gândire, acele biasurile sunt acele deficiențe de logică, când deja ne credem foarte mari și tari și atribuim nouă, nu cauzelor externe, nu și cauzelor externe, succesul. Și ni le atribuim nouă. Și în succesele le atribuim cauzelor externe. Sistemului. Absolut. Deci, totuși ca o concluzie, deci ce ar trebui să... Ar trebui să fie mai bine informat, ar trebui să aibă încredere în anumiți profesioniști și ei refac totul, ar trebui să... nu știu... Ideal e atunci când începi activitatea asta să o începi pe un cont demo, pentru că e foarte important să te înveți cu modul de a lucra al platformei, cu timp de răspuns, cum cumperi, să fie o rutină înainte de toate partea asta tehnică, ca să nu poți considera la un moment dat o cauza unei pierderi. Foarte important e mai apoi să fii documentat înainte de a deschide o poziție pe tot ce înseamnă fundament al știrii din ziua respectivă.
E foarte important pentru că economia unei țări, băncile centrale, băncile naționale afectează în mod direct dobânda respectivă. Valuta respectivă. Și ca atare trebuie să știi exact ce se întâmplă și pe termen scurt și în ziua în care ai de gând să deschizi o poziție și pe termen lung în cazul în care ești un trader, hai să zic, pe long term și nu deschizi poziții short în piață. Bun, odată ce ți-ai făcut și tema asta, ar urma normal o strategie tehnică. Hai să zic aici deja, adresându-mă acum în discuția noastră celor care sunt la început, asta este puțin din calcul. Dar sunt programe, chiar și pentru începători, programe de analiză tehnică care îți explică mai mult sau mai puțin, adică sunt semi-automate, în sensul că îți spun, uite, ăștia sunt indicatorii, ăștia trebuie să-i urmărești, până la urmă și spun cu verde și colorat cu verde și roșu, dacă tu nu înțelegi, ăștia cu indicatorii, ăștia îți arată verde, ăștia roșu. Uite, pim-piu. Da, sunt indicatori, sunt niște, mai să zic, pattern-uri care urmăresc și îți dau un istoric, ce s-a întâmplat în trecut când prețurile au fost în aceeași situație ca acum, dar tot nu-ți conferă certitudinea că urmând aceste pattern-uri vei obține un profit. Deci, într-un final, certitudinea asta nu există. Într-un final, hai să zic, un trade, o poziție în care am avut succes, e practic muncă de 100 de alte poziții în care în trecut am pierdut sau am greșit. Și tot ce trebuie să fac e să realizez de fiecare dată de ce am greșit. Pentru că întotdeauna greșeala ți aparține. Întotdeauna. Fie că, hai să zic, analiza pe care ai făcut-o a fost bună și consider că nu-i vina ta, întotdeauna ai scăpat ceva din vedere. Bun, dar până la urmă, cum ajungi? Prin perfectarea acestor greșeli ajungi din ce în ce mai bun și atunci îți crești probabilitățile, că până la urmă tot de probabilități vorbind, de a face bani? Da, admițând faptul că ai un control al emoțiilor nemaipomenit și că ai experiență deja în piață și că știi exact ce trebuie să faci, ai o rată de succes mai mare, dar niciodată nu vei avea o rată de succes... Imposibil de 100%. De 100%, exact. Poate imposibil de 90%, dar s-ar putea ca, statistic vorbind, unii să se stabilizeze la 70%, la 60%, ceea ce e de ajuns încât să le ofere, statistic vorbind, un câștig mai mare decât pierderi. Da, dar asta e practic numai experiență și numai organizare perfectă în trading. Și asta o poți face numai alocându-i timpul necesar, pentru că o zi normală de trading, hai să zic, are niște ore de vârf între 9 dimineața și 5 după amiaza. Asta practic îți ocupă cam toată ziua. Absolut. Dar ok, și până la urmă, prin această experiență încep să înțelegi și multe lucruri specifice pieței, în sensul că întotdeauna probabil au loc să întrebăm imediat și despre acei roboți automatici, acei roboți care plasează ordine, dar întotdeauna, chiar dacă știrea este într-un sens, presupun că sunt, cu ghilimele, manipulatori ai pieții, oameni foarte puternici care poate să se joace în altă direcție sau să ducă piața. Deci jocul ăsta a fost de când lumea. Deși tocmai pentru că spun, păi micii investitori, dacă aud că nu știu ce se va întâmpla, se duc în direcția aceea. Ia să facem noi invers și să reușim să facem profit din greșelile lor. Zic și eu, nu sunt în... Tradul pieței e dat în mod cert de știri, dar într-un final contează volumul. Dacă am un volum mai mare de cumpărări decât cel de vânzări, automat piața o ia în direcția respectivă și ca atare, dacă în spate îmi stă o instituție sau o mână de oameni... Mai multe instituții, da, pentru că asta e practic adevărul, care își permit, deci au un capital social sau niște sume deja blocate în piață și își permit să-mi contrabalanceze ordinele astea, automat au întors trendul pieței. Adică au fost situații în care, deși știrile ar fi indicat că piața ar trebui să ia într-o direcție, ea de fapt a luat-o în altă direcție. Da. Ca după aceea să revină, dar e deja târziu dacă... E târziu și într-un final de câștigat au tot ei. Corect. Pentru că, hai să zic că s-au investit... Acum, ordinele deschise în piață datorită levierului dat de market maker și de broker sunt colosale. Adică cineva cu un...
hai să zic, un 10.000 de euro ca și investiție, poate să deschidă cu un levier de 1 la 500 o poziție de 5 milioane de euro. Corect. E, asta e o persoană, da? Când vorbim de câteva sute de mii sau milioane de conturi, automat sumele sunt mult mai mari. Și atunci, ca să poți să contrabalansezi un nivel de ordine de genul ăsta, să zicem că ar necesita ajutorul unor jucători mari din spate. Deci, rare ori se întâmplă, dar există, într-adevăr, și s-a mai întâmplat treaba asta. Cam care ar fi nivelul de profit la care putea ajunge cineva? De ce este mirajul ăsta așa de mare al Forex-ului? Păi așa cum ziceam, odată ce ești ajutat de un levier care, hai să zic, e reglementat, adică anumite țări au un levier, de exemplu, Anglia în ultima vreme lucrează cu un levier foarte mic, 1 la 50, ceea ce înseamnă că am un cont de 10.000 de euro și doar mai de 500 doar de 50. Dar, da, e ceva, adică e jumătate de milion, practic. Corect, corect. Dar un paradis fiscal precum Cipru a ajuns la un levier de 1 la 1.000. Și asta deja înseamnă că, într-adevăr, așa cum spui, e un miraj, adică mi-am investit 1.000 de euro în piață, ca și începător, și văd oportunitatea de a câștiga 200-300% în chestie de, nu știu, ore, minute sau zile. Și automat apare lăcomia. Și când apare lăcomia, întrebarea ta legată de câștig e discutabilă, adică important e să știi unde să te oprești în câștig, în profitul făcut. Nu, urmează și întrebarea legată de șanse. Da, statistic șansele sunt mici pe termen lung. Pentru că un psiholog a studiat și apare un model al loteriei, unde șansele sunt infime, adică practic aproape că nu contează, însă pentru că sumele sunt atât de mari, adică există posibilitatea cu un bilet de 5 lei să ai acces la câteva milioane de euro, iar mirajul este fenomenal. Deși statistic vorbind, șansele sunt infime. Poate sunt mai mari să fie un cutremur distrugător decât să câștigi tu. Dar suma fiind atât de mare, incit, adică băi, totuși cu un euro pot câștiga, am accesul la milioane de euro. Da, mirajul de mare, iar statistic anual procentul celor care pierd e de 95-96% în ultimii ani. Adică, deci 95-96% din oamenii care își au economiile, 10.000, 20, 30.000 de euro economisiți, pierd. Intră pe piața asta și 95% pierd. 95% pierd. Bine, acum... Și ce au cei 5% care câștigă? Ce au în plus? Ce au altceva? Păi au fie roboții de tranzacționare despre care vorbeai, fie un money management nemaipomenit, fie o experiență de foarte mulți ani în spate. Și atunci hai să zicem că rata profitabilității e cumva mai mare. Adică din 10 tranzacții deschise pierd 2, pierd 3. Și atunci statistica asta făcută anual mă încadrez oarecum între cei care sunt câștigători. Mai avem doar 2 minute de emisiune, deci ce este cu roboții aceștia? Roboții de tranzacționare sunt practic, nu fac nimic diferit de strategia sau strategiile, că sunt foarte multe, unui trader normal, doar că îi poți în permanență ajuta având lângă tine un IT sau având cunoștințe necesare, îi poți seta în permanență și învăța din greșeli și făcând în așa fel încât să-ți corijezi de fiecare dată greșeala. Mai puțin, hai să zic că au un handicap în perioadele de volatilitate maximă din piață, în care nu timpul de răspuns sau timpul de da, răspuns. Timpul de răspuns al unui robot, al unui calculator, practic e înzecit mai mult chiar decât ai avea tu un timp de răspuns dând click pe un mouse, dar chiar și așa e atât de volatilă în anumite momente piața încât nu există putere de reacție. Da. Dar odată perfecționat, hai să zic că ai certitudinea că obții un profit garantat. Și sunt ca programele de șah care bat maestru, adică pot fi programate, îmbunătățite tot timpul, pot fi cu algoritm, cu, știu analiză tehnică, știu analiză fundamentală și au singuri informațiile. Își centralizează pattern-uri automat, fac un calculator, îți poate face o grămadă de calcule și o grămadă de variante pe minute. Și cum ei se găsesc, se downloadează contra cost aceste programe?
mulți dintre ei sunt gratuiți, dar evident, fiind gratuiți sunt la un nivel basic de setări. Nu înseamnă că nu-i poți personaliza, dar ți-ar lua foarte multă vreme. Pe piața neagră se tranzacționează și roboți care sunt deja puși la punct, dar fără certitudini de a obține un profit nemaipomenit. Dar oricum, ai avea șanse mai multe ca neștiutor să te încadrezi cumva în cei 5%. E, și aici există o mențiune, adică ca și procent e foarte mic un 5%, dar dacă luăm în calcul faptul că tranzacțiile pe zi globale în piață sunt de undeva, nu știu, 3,5-4 trilioane de dolari în sus, numai piața românească are tranzacții zilnice de 3-4 milioane de dolari. Deci piața românească, cât de Forex, cam în jurul piața românească, după statistica anului trecut, a generat un 3,7-3,8 milioane de dolari. Adică e o sumă investită în piață în fiecare zi. Privind-o ca și procent al celor care câștigă, într-adevăr, e infim. Am înțeles. Bun, atunci, deci, mesajul final ar fi atenție, analiză critică, răbdare, logică și să știți că pentru faptul că orice poate să crească, poate și să scadă. Da. Atenție mare. Vă mulțumim mult pentru participare. Mulțumesc și eu. La revedere. La revedere.